făuritori ai Marii Uniri de la 1918, martiri în închisorile comuniste. Sunt 14 oameni, o să sintetizez, să pot să-i prezint pe scurt pe fiecare. Am început cu, a spune, cel mai important, Iuliu Maniu, am început deja să prezint. Am rămas la perioada Viena. De ce l-a rămas la Viena? S-a ocupat de organizarea soldaților români și de evitarea bolșevizării, așa cum am spus. După aceea a venit imediat în Transilvania. A venit în Transilvania, dar asta destul de târziu a venit, în luna octombrie, octombrie 1918, destul de târziu. Și bineînțeles că alții organizaseră în Transilvania, nu, la Alba Iulia și la Blaj, făcuseră diverse acțiuni legate de unire. El s-a implicat, s-a constituit un comitet al unirii și nu numai el, foarte mulți oameni, nu, din toată Transilvania, au organizat, nu, acest mare proces cu invitații, cu, nu intrăm în detalii că nu mai terminăm. Au pregătit actul unirii din 1918, de la 1 decembrie, la care au fost prezenți, așa cum ați văzut probabil la televizor, 100.000 de delegați din toată Transilvania, 100.000, Transilvania, Banat, Bucovina, care au votat unirea și imediat, dacă vreți să... Cine e de mai departe? E, deja e mult mai târziu, mult mai departe. Da, a sărit mult. El are, ia cuvântul, aici vreau să citesc de fapt ce a spus el la adunarea de la Alba Iulia. Mai, aici, noi, onorată adunare, privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca un triumf al libertății românești. Noi nu voim să devenim din oprimați asupritori. Noi nu vrem să verse nimeni lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea veacuri și nu voim să sugem puterea nimănui, așa cum a fost subta noastră veacuri de rândul. Noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor. Noi propunem decretarea unirii cu regatul României, a întregii Transilvanii, a întregului Banat și a întregului teritoriu locuit de români din Ungaria. Asta a fost, pe care unii colocuitori maghiari o citează și la ora actuală. După aceea a primit diverse funcții, a avut diverse funcții în administrația statului. Și vedeți acolo, ministrul președinte mai întâi al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, apoi ministrul de onoare, a devenit membru de onoare al Academiei Române în 1919, partidul în 26, Partidul Național Român, pe care l-a condus până la unire, s-a unit cu Partidul Țărănesc, care era de aici, a apărut chiar în județul Argeș, condus de Ion Mihalache, a dat Partidul Național Țărănesc, care încă mai există și acum. Apoi au fost diverse guvernări în care el a fost prim-ministru. Și acolo sunt spuse de câte ori a fost prim-ministru, în ce perioade și mai departe. Odată cu câștigarea puterii de către comuniști, după actul de la 23 august 1944, la care el a avut o contribuție esențială, pentru că el a militat pe lângă regele Mihai să facă actul de la 23 august. Regele Mihai avea dubii, dar până la urmă s-a hotărât și împreună a făcut insurecția armată de la 23 august și au înlăturat guvernul Antonescu. După această acțiune, el a fost propus chiar să facă parte din guvernul care s-a instalat în 1945, a refuzat, iar în 1947 a avut loc așa numita înșenarea de la Tămădău,
Asta s-a făcut cu concursul Siguranței României și cu, dacă vreți, serviciul Departamentul Aviației Române de la acea dată. În volumul de anul viitor, al volumul care îl dăm noi, am un articol amplu despre asta și acolo apare clar, cu nume și prenume, cine anume din serviciul aviației române a contribuit la așa ceva. I-au pus la dispoziție avioane, ei i-au pus la dispoziție avioane, cu dată, oră, tot au venit oamenii și au stat în porumb la Tămădău cu o noapte dinainte, toată noaptea a stat acolo și cum au venit, i-au și prins și i-au întemnițat. La 14 iulie a fost înscenarea, după cum vedeți, la 29 iulie partidul a fost scos în afara legii, a urmat procesul și ei au fost condamnați la închisoare pe viață. Erau mai mulți, nu numai el. Mai departe, a fost trimis la Sighet, pentru că acolo era închisoarea demnitarilor, nu? Și a murit la 5 februarie 1953. După cum vedeți, cadavrul a fost aruncat într-o groapă din cimitirul săracilor de la marginea Sighetului. Mormântul nu a fost descoperit încă. Acolo s-a ridicat o troiță și nu mai e, mai au și alții anticomuniști troiți acolo, pe locul în care se bănuiește că ar fi fost înmormântat. Evident că vestea s-a dus foarte repede în vest și aici am dat un citat al unui fost prim-ministru francez care spune: Franța deplânge acele timpuri în care libertatea oamenilor a dispărut de pe o jumătate a feței pământului. E vorba de jumătate din Europa. Figura lui Iuliu Maniu se înalță ca una din cele mai mărețe printre rezistenții Europei. Maniu a fost unul dintre creatorii națiunii române, așa este, pentru că el a creat România toată. A luptat întreaga viață pentru libertatea popoarelor și a pierit odată cu libertatea, odată cu instalarea comunismului. Mai departe, trebuie să trec mai repede. Mai departe este vorba de Ion Mihalache. Ion Mihalache este de aici, din Argeș, s-a născut în Topoloveni, o familie de țărani săraci, dar era un copil cu o inteligență deosebită, a fost dat la școală și a reușit să termine școala normală de la Câmpul Lung Muștel. A fost învățător mai întâi în Dâmbovița, după aia a venit în Topoloveni. Ideile lui au fost de ridicare a țărănimii și cum avea, să zicem, un dar al vorbirii, a devenit foarte repede președinte al Asociației Generale a Învățătorilor. Și de aici a început, dacă vreți, cariera lui politică. Pentru că, repet, el a militat constant, a avut și teoriile lui, teoriile sociale-economice, legate de țărani. Nu numai de împroprietărirea lor, dar este bine cunoscut că, practic, el a dezvoltat atunci, dacă vreți, o teorie a cooperativelor țărănești, nu în sensul în care s-a făcut la noi, ci mai mulți țărani să-și adune pământul, să facă suprafețe mari, ca să poată să fie lucrate automat și mai modern, cu producții mai mari. Pe lângă aceste suprafețe mai mari, el a militat și a și reușit parțial, puțin, la Topoloveni, la el, să și dezvolte unități, dacă vreți, economice, industriale, semi-industriale, de procesare a produselor țărănești. Din păcate, el este și, așa zisei, legi care îi poartă numele și care prevedea ca școlile de agricultură și de pomicultură să primească o suprafață de pământ pe care să facă experiențe privind dezvoltarea agriculturii. În primul război mondial se înrolează, luptă la noi aici, în Argeș, dar luptă și la Oituz, Mărăși, Mărășești și Oituz.
este și decorat. După aceea se implică masiv în Basarabia, după ce este demobilizat, pentru unirea Basarabiei cu România, printre alții, împreună cu basarabenii. Cum se înființează partidul lui, Partidul Sărănesc? În 5 decembrie, 18 după legea veche, după calendarul vechi, a avut loc o ședință în care s-a hotărât constituirea Partidului Sărănesc. Au participat mai mulți delegați, vedeți acolo 160 din 8 județe ale țării, care au hotărât și au făcut și statut, care a apărut în, vedeți, în ziarul Țara Nouă anul următor. Acest partid avea obiectivele teoriei lui și împroprietărirea. Dacă vreți, principalul obiectiv era acela de a împropriepi pățărani, de a duce la finalizare ceea ce le promisese regele Ferdinand soldaților, că după, la sfârșitul războiului, ei vor fi împroprietăriți. Partidul Sărănesc deja are deputați și senatori încă din 1919, el ocupă diverse funcții, funcții de ministru, nu? În mai multe guverne, sunt scrise acolo, guverne țărăniști, în 26 se unește, așa cum ați văzut, cu Partidul Național și face Partidul Național Țărănesc, care de asemenea câștigă în 1928 și condus de Iuliu Maniu, și în 46, la alegerile din 46, alegeri trucate, au fost câștigate masiv de țărăniști, dar fiind trucate, au fost atribuite, să zicem, partidurilor din blocul comunist. Mai departe, oricum nu putem respecta ce e acolo, că e mult mai mult. Da. Ce s-a întâmplat cu, după, odată cu instalarea, el face parte, ca și Iuliu Maniu, din cei din trădarea de la Tămădău. Și ca și Iuliu Maniu, a fost arestat atunci pe loc, partidul desființat, în același proces cu Iuliu Maniu, condamnat la temniță grea pe viață. Au fost duși în mai multe închisori, a fost dus el, a fost dus și la Sighet, după aia a venit la Ministerul de Interne, la Ministerul de Interne s-a făcut presiuni mari asupra lui ca să treacă de partea comuniștilor, probabil având în vedere ideile lui legate de cooperativizare, el a refuzat și atunci l-au dus la, l-au mutat de la Sighet, l-au mutat la Râmnicu Sărat, în condiții dure de detenție și acolo a murit. A murit în chinuri, bolnav, mă rog. Al treilea personaj este Gheorghe Brătianu. Gheorghe Brătianu este fiul lui Ionel Brătianu, despre care am vorbit la ședința, la prezentarea anterioară, primul ministru al guvernului român. De fapt, Ionel Brătianu, după ce a terminat facultatea de inginerie la Paris, a venit inginer în România, tatăl lui, șeful Partidului Liberal, l-a dat pe mâna lui Salini, inginer simplu, la poduri și căi ferate. A lucrat la căi ferate în Moldova și acolo a avut o idilă cu soția fiului lui Alexandru Ion Cuza. Din această idilă s-a născut acest copil, Gheorghe Brătianu, pe care el l-a recunoscut și ca să le recunoască, s-a căsătorit cu doamna și a doua zi după căsătoria religioasă a divorțat. Deci, practic, ei n-au stat împreună. Copilul a fost crescut de mamă la Ruginoasa și la Iași. I s-a interzis până la 18 ani să ia legătura cu taică-său, care era prim-ministru, nu? Din motivele care le înțelegeți. Dar după terminarea liceului, făcut la Iași,
el a început să corespondeze, să ia legătura cu tatăl lui. În primul război mondial s-a încadrat, deci, da, benevol, cu acordul scris al tatălui lui, care era prim-ministru, a luptat, nu? A fost și decorat, a fost și avansat, având studii superioare, așa mai departe. El a făcut și, în afară de facultatea românească, din România, a făcut și studii la Sorbona. Și-a luat un doctorat în România și și-a luat un doctorat și în Franța. Un doctorat foarte valoros al Universității Sorbona. Inițial a făcut facultatea de drept, dar având afinități deosebite pentru istorie, după aia a făcut și istoria la Paris, nu? A avut legături cu mari istorici francezi, care practic l-au format. Nu? Și, așa cum v-a spus, și-a luat un doctorat și acolo. După aceea se întoarce în România, devine și membru corespondent al Academiei Române în 1928 și apoi membru plin în 1942, profesor mai întâi la Universitatea din Iași și apoi profesor și la Universitatea din București. A fost membru în diverse comisii, fiind o personalitate recunoscută ca istoric de nivel european. Era invitat la diverse conferințe din Europa. El a excelat în mod deosebit în teoria, strategia Mării Negre. Cum vedea el poziția României în acest areal al Mării Negre și a scris și o carte celebră care a fost tradusă în România mult mai târziu. Deci el vine în țară, devine și se înscrie în Partidul Liberal destul de târziu, nu? După aceea ajunge chiar liderul Partidului Liberal din Iași, nu? Filialei din Iași, are și niște dizidențe, nu intrăm în detalii că nu mai terminăm, dizidențe prin partid, creează o dizidență PNL a lui, care se cheamă PNL Georgist, dar și ocupă diverse funcții în guvernele României, funcții în guvern și în academie, iar datorită atitudinii lui anticomuniste este arestat, dați mai departe. Vedeți că acolo arată membru nu știu câte societăți științifice din Europa. Aici sunt descrise activitatea lui politică, mai departe. De unde se dă mai departe? Da. Da, activitatea lui politică în diverse guverne, nu? Și am scos și câteva citate ale lui, legate de crezul lui politic. Mai departe, este luat în colimator de puterea comunistă, este dat afară din Academie împreună cu încă 132 de academicieni, când se formează Academia Republicii Populare Române, e încarcerat, arestat în noaptea de 15-6 mai 1950, ca toți ceilalți, a fost noaptea demnitarilor și încarcerat la arestat și încarcerat la Sighet, fără să fie judecat și condamnat niciodată. Și a murit la închisoarea Sighet. Nu se știe exact, vedeți acolo spune între 23 și 27 aprilie, pentru că nu se știe exact data. Documentele securității spune că e 27 a treia. Dar dacă e să luăm alte mărturii ale colegilor lui de închisoare, dau alte date. Nu? Chiar spun unii că s-ar fi spânzurat cu un cearșaf din închisoare. Totuși e confirmată că nu s-a spânzurat și că a murit, să zicem, de chinuri, de moarte bună, nu s-a spânzurat, datorită
cardinalului Alexandru Todea, care a fost prezent și care l-a împărtășit înainte de moarte. E, fica lui, Ioana Brătianu, care a venit în țară după Revoluție, s-a interesat de tatăl ei, a făcut demersuri, el a fost reabilitat, am uitat să vă spun că a fost reabilitat de Academia Română în 1998 și a redevenit membru post-mortem. Fetele, deci Ioana și Maria, așa cum am spus, s-au interesat de mormântul lui, nu au descoperit unde e momentul, i-au făcut o troiță acolo și i-au și adus niște oseminte pe care le-au mormântat aici la Florica, la Vila Florica, unde este conacul brătienilor. Dar ele nu sunt, cel puțin Maria spune într-un interviu, că nu e deloc sigură că ce au adus sunt osemintele tatălui. Și dacă citiți acolo, vedeți că spune că avea capul spart, ea știa care e capul spart și ce au adus nu avea capul spart. Așa încât nu se știe unde. Mai departe, trecem la o personalitate tot atât de mare, dacă, ca și a lui Gheorghe Brătianu, mă refer în primul rând ca personalitate culturală, științifică. Este vorba de Alexandru Lapedatu. Eu cred că Lăpedatu. Dar el s-a născut lângă Brașov, la Săcele, și așa a rămas lumea, Lapedatu. El provine dintr-o familie de universitari, de oameni de cultură, și a continuat tradiția oamenilor de cultură. Tatălui a fost mare profesor, de asemenea fratele lui Geamăn a fost guvernatorul băncii românești, băncii române, nu un economist de marcă. Face școala primară în satul natal, apoi la Brașov, liceu și la Iași, pentru că mama ei, tatăl ei, a murit când ei aveau un an jumate. Și mama lor s-a recăsătorit, mama lui s-a recăsătorit și s-a mutat la Iași. Acolo a făcut liceu, a terminat liceu și a dat bacalaureatul și apoi s-a înscris la Facultatea de Litere și Filozofie. Dar nu la Iași, la București. A terminat Facultatea de Litere și Filozofie, după aceea au continuat cu alte studii în Franța. Cert este că el a fost totuși sărac și a fost nevoit ca student să-și câștige, dacă vreți, singur existența. Tatăl ei murind, n-a avut posibilități materiale și a făcut meditații, a fost și profesor suplinitor în diverse școli și așa mai departe. Cert este că a reușit să-și termine facultatea cu brio. A început activitatea, dacă vreți, pro-română, ca și ceilalți, încă de tânăr. S-a apropiat de memorandiști și a organizat chiar o manifestație la Iași în sprijinul memorandiștilor din Ardeal și din Viena. Mai departe, el participă la o serie întreagă de acțiuni și organizații. Dintre cei prezentați aici, Lapedatu a făcut parte, deci, a spune, e de departe omul care a intrat în foarte multe acțiuni, foarte, foarte multe acțiuni, inclusiv legat de rege, inclusiv legat de unire, inclusiv de societăți academice. Nu? El a fost membru al Academiei Române, membru corespondent și membru plin, el a fost primul profesor, a fost și decan, prodecan și decan al facultății, al Universității din Cluj. A avut o activitate prodigioasă legată. A fost primul senator reprezentant al Universității din Cluj în Senatul României. A avut numeroase perioade de ca senator și ca deputat în Parlamentul României. A condus și a format, spre exemplu, Institutul actual Gheorghe Barițiu din Cluj, este format de el atunci, în perioada cât a fost profesor la Universitatea din Cluj. Și după cum vedeți, membru al diferitelor societăți,
s-a ocupat, uite, în 1918 a fost cofondatorul Comitetului Național Românilor Imigrați din Austro-Ungaria. El i-a organizat la Iași, apoi a pregătit negocierile pentru pace, a făcut parte din colectivul de negociere de la Paris, ca să pentru a definitiva procesul unirii. Mai departe, oricum nu pot să prezint tot, vedeți, numeroase activități a avut, eu nu-mi închipui cum a putut un singur om să aibă atâtea activități. A fost până și director general al Arhivelor Statului Român, pe lângă multe altele, interne și externe. Mai departe, uitați, membru în delegația română la Conferința de Pace din 1919, odată cu Ionel Bretianu și cu mulți alții, o să vedeți că și alții au fost membru în această comisie, nu? Ca și Gheorghe Bretianu, care l-am prezentat mai înainte. A fost membru în comisia de încoronare a lui Ferdinand I de la Alba Iulia. La moartea regelui Mihai a fost numit în colectivul de regență după moartea lui Ferdinand. Așa mai departe. O sumedenie de activități. Totuși el, având vedere principiile lui anticomuniste, antibolșevice, el a fost arestat în aceeași perioadă, în același timp cu ceilalți, dar mai întâi tot așa a fost dat afară din Academie, odată cu ceilalți, am spus 112, i s-a luat dreptul la pensie, i-a anulat pensia și după aceea a fost arestat. Arestat și dus la Sighet în noaptea aceea fatidică de 15-6 mai, a fost dus la Sighet și moare destul de repede, la 30 august, tot 1950, la Sighet, vârsta de 74 de ani. A fost înmormântat tot așa în groapa comună, nu? Cum erau înmormântați toți ceilalți. După moarte, i s-a făcut un cenotaf. Cenotaf înseamnă mormânt fără nimic, gol, nu? În Brașov. Publicațiile, vedeți că acolo sunt 424, care se știu, eu cred că sunt mai multe, publicațiile lui. A primit și medalii ca și ceilalți, 14 medalii naționale și 7 internaționale. Deosebit, da. Biblioteca lui a fost cedat-o Bibliotecii Centrale Universitare din Iași și de aceea el este, numele lui e menționat acolo în Cartea de Aur a donatorilor, sala de lectură îi poartă numele, există un bust al lui Lapedatu, nu? În fața Fundației Colegiul European din Cluj-Napoca și numele lui este dat a trei străzi din Cluj-Napoca, din satul natal din Săcele și din Brașov. Cam atât, foarte pe scurt, mai departe. Ion Pelivan. Ion Pelivan este un reprezentant de frunte al patrioților basarabeni. Foarte pe scurt. Acolo este scris locul de naștere, colegul din Basarabia spune că nu e sigur. Ce am găsit eu este asta. Vom vedea în acest loc. Da, el face școala, provine dintr-o familie oarecum de mijloc, tatăl lui era cântăreț la biserică, nu? Dar de copil a fost fascinat în casa lui, se vorbea românește, de limba română și mai ales de limba bisericească, având în vedere ocupația tatălui în limba română. Face cursurile în satul natal, apoi liceul de băieți la Chișinău, seminarul teologic la Chișinău și cu o bursă gubernială, nu? Ajunge să facă facultatea de drept de la Universitatea din Dorpat, astăzi Tartu, nu? Din Estonia.
ca mulți alții. Și alții au făcut facultate acolo. Având acest spirit, dacă vreți, naționalist românesc, el îi convinge și pe alți colegi de-ai lui de la seminar să vină tot la aceeași facultate, nu? Din același oraș, pentru că spune el că este un spirit academic deosebit și că așa mai departe. În realitate, fiind vorba de Estonia, acolo spiritul național, nu-i spun naționalist, era mai puternic decât în alte zone, fiind vorba de țări baltice. Ce face aici? Imediat, ca student, face o societate studențească cu program politic național, academic, pentru studenții basarabeni. Nu? Ea se cheamă Pământenia Basarabeană, cu scopul de a dezvolta conștiința națională românească a basarabenilor. Mai departe, bineînțeles că mișcarea asta nu era pe placul autorităților, nu? Este membrii acestei asociații sunt arestați, este și el arestat, nu? Îi se dă drumul numai ca să își susține examenul de diplomă, nu? Își termine examenul de diplomă și apoi în universitate, am uitat să vă spun că în universitate, în afară de asta, el a dezvoltat și o bibliotecă cu cărți românești, reviste și cărți românești, pe care le primea din țară, având legături foarte strânse cu intelectuali din Regatul României. Și acolo sunt spuse care anume ziare. Așa cum am spus, este arestat de autoritățile ruse, este întemnițat mai întâi la Durpa, după aia înaltă, în Venden. Am spus că i s-a dat drumul în 1904 ca să susțină diploma și după aceea revine. Este un fel de deportare, că 3 ani de zile a fost deportat undeva departe, în nordul Rusiei. Totuși, în perioada asta este trimis pe front, nu? Apoi luat după front și pus soldat, ați vedeți acolo, în Manciurie, apoi grefier și în 1905 primește aprobare să se întoarcă în țară și el se întoarce în Chișinău. Imediat în Chișinău, împreună cu colegii lui, face o grupare, nu? Realizează o grupare, o grupare cu caracter național revoluționar și scoate și un ziar. Un ziar în limba română, Basarabia. Eu am găsit că e primul. Și cred că e primul. Da. În limba română. Da. Dar, datorită articolelor care se publicau în acel ziar și atitudinii lui, presiunii care se face asupra lui, el este obligat până la urmă să plece din Chișinău, să duce în Bălți. În Bălți se duce ca ajutor de judecător, locțitor de judecător, pentru că terminase facultatea de drept. Aici își continuă activitatea și aici face o organizație, în Bălți. Face și aici o organizație, de asemenea strânge biblioteca din Bălți, este îmbogățită cu cărți și ziare românești, nu? Și evident că și de aici este urmărit permanent de autoritățile țariste. Ce s-a întâmplat? În 1912, Imperiul Țarist a sărbătorit 100 de ani de la eliberarea, spun ei, nu anexarea Basarabiei. El, în semn de protest, s-a plimbat pe străzile din Bălți, în doliu și cu tricolorul românesc. Era un afront pentru autoritățile ruse și, bineînțeles, că l-au arestat. Mai departe, dacă... Da. L-au arestat, l-au dat afară din postul ăla de care l-avea atunci,
de ajutor de primar, de judecător, și el a intrat într-o asociație, a devenit avocat, tot în Bălți. Și bineînțeles că a continuat activitatea. În 1916 a fost mobilizat pe frontul românesc, dar el, în loc să lupte, se ocupa de organizarea patrioților români, nu? La Iași a fost. A profitat de tulburările care au fost atunci cu Revoluția Bolșevică și a făcut diverse demersuri. Nu? A strâns legăturile cu comitetele orșănești moldovenești din Chișinău, din Odessa și din Iași. Participă la formarea Partidului Național Moldovenesc și Blocul Moldovenesc îl propune ca președinte al Sfatului Țării. Ce se întâmplă? El era cunoscut ca un, dacă vreți, naționalist. Și acolo, în Sfatul Țării, erau multe naționalități, naționalitățile care erau în Basarabia. Și ca să nu creeze disensiuni, el a refuzat acest post și în locul lui a venit Ianculeț, care nu avea, nu se exprimase în termenii pe care el se exprimase până atunci. Ianculeț a fost acceptat și în felul ăsta președinte al Sfatului Țării a fost această personalitate. Deși până atunci nu demonstrase nimic, totuși s-a dovedit că Ianculeț a fost un foarte bun român. Mergem mai departe. Participă la formarea Partidului Moldovenesc, după unire, deci după unirea Basarabiei cu România, el de asemenea pleacă și la Paris pentru susținerea, pentru definitivarea Actului Unirii, scrie o serie întreagă de articole, nu? Chiar la Paris le scrie, vedeți că sunt scrise în limba franceză, în care argumentează dreptul României asupra Basarabiei. După aceea intră în Partidul Țărănesc și conduce filiala de Basarabiei mult timp. Vedeți acolo din 27 până în 35. Promovează cu Asociația Culturală asta, nu? Și scoate diverse reviste. Vedeți, revistea Viața Basarabiei este scoasă de el. Strânge documente, a avut o bibliotecă enormă, nu? Și soția lui, care era olteancă, din România și care era pasionată de icoane și alte port popular și mai departe, le-a strâns în casa lor de la Chișinău, vedeți că acolo 40 de metri pătrați, nu? În 1940, prin ginerele său, află că trupele sovietice sunt la graniță și atunci el se refugiază la Iași cu o simplă valiză și lasă totul acolo. Stă la Iași câteva zile, nu stă mult, pentru că armata română după aia a avansat în Basarabia și când a aflat că a intrat în Chișinău, el s-a întors în Chișinău, s-a dus acasă și a găsit casa devastată. Da. După aceea, el își continuă activitatea, nu? Activitatea patriotică, v-am spus că a participat la definitivarea juridică a Unirii, a avut diverse funcții în Parlamentul României și chiar și funcții de stat, fiind o mare personalitate. Și tot așa, în noaptea de 4 mai 1950, este arestat din ordinul KGB, ca și toți ceilalți membri ai Sfatului Țării. Este încarcerat la Sighet, și moare la 24.1.54. La 25 este scos noaptea, așa au spus cei care au stat cu el, scos noaptea din închisoarea Sighet, nu? Și îngropat în cimitirul ăla comun. Da, da, bine, bine. În onoarea lui sunt un liceu îi poartă numele, sectorul Buican, o stradă îi poartă numele, nu? Și chiar un sat, am înțeles că îi poartă numele. Mai departe, repede, Daniel Ciugureanu este o altă mare, foarte mare personalitate basarabeană. El s-a născut, vedeți, tot în Basarabia, nu? Era
să zicem, fiu unor intelectuali, fiu de profesori, poftim? Da, de preot. Preot și profesor. Mama era profesoară. Studiile face în satul natal, apoi seminariul teologic la Chișinău, studiile universitare la Kiev. Face facultatea de medicină la Kiev, termină, iese medic, medic chirurg și practică mai întâi în Basarabia, vedeți acolo în statul Vârnicen 30, în 1900, și în România, 1914, la Hâncești, Regina Maria din Chișinău în 27, Spitalul Dr. Ioan Cantacuzino din București în 39 și Spitalul Central IOV din București în 1944, pentru că el a locuit și în România. Ce a făcut acest om? Foarte pe scurt. Ca și ceilalți, el s-a manifestat de foarte tânăr în lupta pentru emanciparea românilor moldoveni. Și vedeți că în 1908, împreună cu Alexei Mateevici și alții, înființează Cercul Deșteptarea, un cerc din Basarabia, care avea a scop deșteptarea conștiinței românești în Basarabia. Acest cerc a avut diverse acțiuni, nu? Principalul lor scop este orientarea, conștientizarea românilor basarabeni spre unirea cu țara mamă. Scot în 1913 la Chișinău revista Cuvânt Moldovenesc, în 1914 asta apare și ziarul, acest ziar va fi oficiosul, nu? Al Partidului Moldovenesc, nu? Când se înființează partidul, nu? Partidul Național Moldovenesc. Și, de fapt, acest partid moldovenesc îl propune pe Ciugureanu în, când se face, când se face, când se organizează Sfatul Țării, nu? Îl propune Basarabia, își câștigă independența, nu? Își câștigă independența Republica Moldovenească, Republica Populară Moldovenească, și el este propus prim-ministru al acestei republici. Fiind prim-ministru al acestei republici, nu putea fi membru al Sfatului Țării. Deci el și-a îndeplinit, dacă vreți, activitatea de prim-ministru. Ca prim-ministru, el este cel care a întocmit actul pe care l-a transmis principalilor țări. La multe țări acolo sunt spuse câteva țări, ca să recunoască independența Republicii Moldovenești. Și după aceea începe acțiunea de, dacă vreți, de eliberarea Basarabiei, pentru că în perioada aceea cu bolșevismul și când trupele bolșevice se întorceau din România făcând tot felul de abuzuri, el ca prim-ministru trebuia să ia atitudine și a luat. El împreună cu Pelivan și cu alții au chemat armata română în Basarabia. De ce? Ca să îi elimine pe bolșevici. A făcut acest lucru. După cum vedeți acolo, în 27 octombrie 1917 are loc Congresul Soldaților Moldoveni, nu? Și aici s-a hotărât crearea Sfatului Țării ca organ suprem de conducere ale Republicii Moldovenești. Mai departe, vedeți că acolo spune că a fost ales în biroul de organizare și deputat, dar fiind după aia prim-ministru al Republicii, nu putea. Deci el activitatea lui a fost de prim-ministru. Și bineînțeles că a început colaborarea cu autoritățile române care erau guvernul României era la Iași atunci și el a făcut diverse, dacă vreți, deplasări la Iași, a discutat inclusiv cu regele Ferdinand despre unirea Basarabiei cu România. Și astfel, în 24-a 1918, Sfatul Țării
așa cum am spus, declară independența, în 27.03 Sfatul Țării, conduse Ianculeț, votează unirea Basarabiei cu România și o zi după aceasta, deci în 28, el împreună cu alții, vedeți, Daniel Ciugureanu, Pantelimon Halipa, Ciubotaru, Pelivan, aduc la Iași actul unirii și îl înmânează regelui Ferdinand. Mai departe, din momentul acesta, el nu putea să fie premier în Moldova, renunță la acest post, intră în guvernul României pe post de ministru în România Mare, cum s-ar zice, și mai departe. Deci și în guvernul României el îndeplinește foarte multe funcții, adică în mai multe perioade, de asemenea este ales și deputat și senator și așa mai departe. Nu? Repetat, acolo sunt descrise toate, n-am cum să le citesc, că ia prea mult timp. În 1932 se stabilește la București, după cedarea Basarabiei în 1940, când acolo spune 120, cât sunt? Cât te-ai ocupat de asta? 120.000 de basarabeni au emigrat, au venit în România. Sunt mai mulți. El s-a ocupat împreună cu alții, a făcut cercul basarabenilor, condus de Ianculeț, nu? Și de Ciugureanu. De fapt, cred că Ciugureanu s-a ocupat mai mult, că el era executiv. Ce urmărea acest cerc? Scopul cercului era acordarea de ajutor material refugiaților, nu? Și plasarea în câmpul muncii. Știu că ai publicat ceva pe tema asta. Mai departe, în al doilea război mondial, el este concentrat ca medic militar, era capitan, în 46 se pensionează și în 50 este arestat, tot așa în noaptea de 15-6 mai, este arestat de securitate și, bineînțeles, în drumul spre Siget, că acolo erau, el moare. De fapt, Constantin Giurescu și Nistor spune că a murit pe 6 mai 1950 la Turda, în Duba care îi transporta la Siget. Spune de congestie cerebrală, nu? De fapt, în spitalul din Turda se spune că a murit. Dar potrivit documentelor securității, el ar fi murit pe 19. Deci nu putea să moară în Dubă. Și în documente oficiale sunt greșeli. Da, se presupune că a fost înmormântat în cimitirul săracilor de la Siget. Locul lui la fel nu este cunoscut. Tatăl, fiul lui, care a trăit în România, nu? Am înțeles că a murit, nu? Da. S-a interesat de tatăl lui, nu a dat și interviuri, a și scris despre tatăl lui, a făcut o troiță, care se află troița alături de troița lui Iuliu Maniu, și la Mănăstirea Cernică a ridicat tot așa, un cenotaf, adică un mormânt fără o seminte. Da, și acum în încheiere, Daniel Ciugureanu, ca și Iuliu Maniu, deci Daniel Ciugureanu este de fapt un Iuliu Maniu pentru Basarabia, pentru că prin activitatea lui. Mai departe, Sever Bocu. Sever Bocu este un bănățean. Vedeți că s-a născut la Șistovăț în Arad. El provenea dintr-o familie din Munții Apuseni. Un străbunic de-a lui fusese chiar tras pe roată în timpul răscolii lui Horia Cloșca și Crișan. Tatăl lui venise ca învățător în satul ăsta, cu 2 ani înainte de a se naște el, nu? S-a născut acolo, cursurile primare le-a făcut împreună cu taică său, care era învățător. După aia a făcut studiile medii la Lipova, liceu maghiar, așa cum v-am spus, nu puteai să faci, dacă nu făceai liceu maghiar, nu puteai să faci studii superioare. Și s-a înscris după aceea la studii superioare, dar înainte de a-și da bacalaureatul, el a fost exmatriculat. De ce? Că în loc să pună pe piept panglica tricolorului maghiar, el a pus tricolorul românesc. Și bineînțeles că era interzis atunci.
Totuși își va continua studiile și în România, nu? Și în Viena, după aia, și la Paris. Se întoarce și lucrează la Banca Transilvania, pe un post bun, dar lui nu i-a plăcut și a trecut la ziarul Tribuna. Aici a luat contact cu memorandiștii, a fost după aia la congresul de la Sibiu, Congresul Partidului Național, a fost impresionat de personalitățile care și de ce spuneau acolo și bineînțeles că la Lipova au organizat o manifestație pro-memorandiști care erau la Viena. Fiind organizator, imediat a fost arestat. Arestat, trimis la Timișoara și apoi a fost închis o perioadă. Mai departe. După eliberare, nu? Pleacă la Paris, își definitivează studiile, iese și se întoarce la Lipova, studii economici, se întoarce la Lipova ca contabil, la banca, vedeți, Lipovana. Se mută la Arad, tot cu ziar, deci asta la redactor al ziarului, care mai târziu s-a numit Tribuna, publică diverse articole foarte acide la adresa autorităților maghiare pentru că ne socoteau drepturile populației românești. De asemenea, intră în colimatorul lor, se judecă de multe ori, nu? Dacă vreți, un proces notoriu este cel care a avut loc în 1904 de la Oradea, în care el n-a vrut să vorbească decât românește. Sala era plină de români acolo. Și când el a vorbit românește, sala a ovaționat. Completul de judecată cu președintele, care erau maghiari, a evacuat sala de două ori. Și totuși, până la urmă, i-au dat 2 luni și jumătate de închisoare, le-a făcut, a ieșit, dar după aia au mai rămas încă 30 de procese. 2 dintre ele au fost cu condamnări, câte 2 luni. Deci, el fiind, dacă vreți, și moț, nu avea acest spirit, nu se lăsa. Mergem mai departe. Cum ajunge în libertate? Face imediat diverse călătorii în județul, în tot Banatul, dar și în România, în diverse localități din România, ia legătura cu intelectuali români, inclusiv cu fost viitoarea nevastă, care era fiica primarului din Sinaia. Și strânge legăturile cu ei. Apoi se ocupă, cum vedeți acolo, de constituie Comitetul Iași, Comitetul celor 12, în ianuarie 1916, care era organ al refugiaților din Transilvania, de care se ocupă, îi organizează și de comun acord cu guvernul român vrea să-i integreze în armata română. Ce face armata austro-ungară? Află de acest lucru și îi condamnă la moarte pe ei. El fiind organizator, e condamnat la moarte pentru treaba asta. De asemenea, el s-a ocupat și de prizonierii din Rusia. Și vedeți că scrie acolo că ei se însărcina de guvern să organizeze legiunile de voluntari formate din foști prizonieri. Pleacă în Rusia, ajunge la Odessa, la Kiev, stă 8 luni, ia contact cu diverse personalități din Ucraina și, evident, militează pentru unirea Basarabiei cu România. Am uitat să vă spun că Ciugureanu a fost cel care a luptat cu toată tăria împotriva Ucrainei, care vroia să anexeze Basarabia. Mai întâi nordul, sudul și după aia toată. Așa este? Și el a fost ca șef al guvernului, s-a opus pe toate căile posibile. Mai departe, nu pot să spun tot că n-am cum. De asemenea, scoate revista România Mare, nu aia de acum, ci aia de atunci și mai departe, înființează Comitetul Românilor din Austro-Ungaria, din care fac parte și alți transilvaneni, și pleacă la Paris, după Actul Unirii, pentru a milita pentru definitivarea
aprobării, să zicem, unirii. Da. Aici scoate o gazetă, România Mare era deja scoasă, scoate 23 de numere, dacă bine mi-amintesc, din România Mare, numai atât, că după aia a fost interzisă. Însă a reușit să mențină treaz sentimentul ăsta patriotic. La conferința de pace, el a fost consilier tehnic pentru delegația română în problema integrării Banatului. Și aici, dați mai departe, el a intrat în conflict chiar cu Partidul Național, partidul lui, Național Român, pentru că nu era de acord cu concesiile pe care le făceau conducătorii Partidului Național Român legat de Banat. El dorea ca Banatul să fie integrat tot în România. Nu? Și argumenta asta că chiar dacă sunt și sârbi acolo, mai mulți erau români, să trăiască împreună. Era imposibil, pentru că asta însemna că ajungea până la marginea Belgradului, ceea ce era inacceptabil pentru ei. Așa încât a intrat în conflict și cu conducerea Partidului Național Român, dar și cu prietenii de-ai lui, cu Iorga, cu care n-au fost de acord cu asta. El a susținut treaba asta, nu s-a realizat, pentru că Banatul a fost împărțit, nu? La conferința de pace, merge mai departe, a avut diverse funcții, multe funcții, în guvern și în senat și în parlament, cu funcții românești, nu? A fost și, dacă vreți, liderul Partidului Național Țărănesc din zona Timișoarei, zona Banatului, nu? De multe ori, de multe ori. Am uitat să vă spun că după ce el a fost declarat la moarte, vedeți, n-am cum să prezint, că e prea mult și nu știu cum să concentrez. După ce el a fost declarat, condamnat la moarte de către austro-ungari, un tribunal din Ungaria, el s-a refugiat imediat în România. Asta în România, cu soția care era româncă, casa lui a fost luată de austro-ungari, sechestrată, mama dat afară și el a stat în România la Techiriul și a făcut un hotel acolo. Un hotel care se spune că era de lux atunci. Nu? Bun. Mai departe, deci asta este, a venit în țară, funcții, s-a luptat tot timpul, inclusiv în Parlament, când a fost să ratifice tratatul de unire a Banatului cu România, el s-a ridicat și a spus că nu e de acord, pentru că vroia tot Banatul. Bineînțeles că n-a avut câștig de cauză, pentru că toți erau deja să definitivase tratatul, n-avea ce să mai facă. Susțin în continuare ca și ceilalți, toți ceilalți au susținut conferințe și nu una, multe conferințe pe teme istorice privind dreptul României basarabenii, cei basarabeni, el dreptul Banatului de unire cu România. Bineînțeles că a intrat în colimator, colimatorul trupelor autorităților comuniste după ce au venit comuniștii la putere, este arestat în aceeași noapte, nu? Dus la Timișoara și apoi la Sighet. Ca și mulți dintre ceilalți, n-a fost judecat și condamnat niciodată. El a stat arestat, dacă vreți. Și acolo a murit, în condiții neelucidate. Spune că o insuficiență circulatorie, miocardită și așa mai departe. Important este că acolo se purtau foarte urât cu ei, cel puțin cei care au stat, să zicem, cu Ciugureanu, spun că el era umilit, îi se dau palme, veneau jandarmii și tamnesam, îl luau la palme, îl jigneau și așa mai departe. Așa încât, dacă vreți, chinul psihic era mai mare decât cel fizic. Nu? Și el a cedat psihic, ca și ceilalți. Da. Acum a fost îngropat în cimitirul săracilor, tot de acolo. Vedeți că după alte informații ar fi murit în 53.
Dacă securitatea nu face lumină în asta, în actele securității, eu l-am căutat și în documentele CNSAS. În semn de recunoștință, liceul din Lipova îi poartă numele și casa lui e casa memorială tot în Lipova. Mai departe, repede, nu știu cum să fac, Aurel Vlad este un alt mare luptător pentru unire. El este din Hunedoara, nu? De la Orăștie, de fapt. El a fost tot așa, a făcut școală elementară în română, după aia liceu în maghiară și după aia facultatea de drept. A ajuns doctor în drept, nu? A fost membru al Partidului Național Român din Transilvania și de fapt din toată Ungaria. De asemenea, a continuat activitatea lui în Parlament, a fost și în Parlamentul Maghiar, Parlamentul de la Budapesta, în care și-a exprimat de nenumărate ori, dacă vreți, dezamăgirea legată de drepturile române din Ardeal. Vedeți că el a fost ales și în Consiliul Național Român din Orăștie, a participat la actul Marii Uniri din Transilvania, nu? Mai departe, a făcut parte din Comitetul Executiv al PNC după ce s-a unit cu Partidul Țărănesc, a făcut parte și din guvern, în guvernele țărăniste, cele mai multe care au fost. Ascensiunea lui politică a fost foarte rapidă. Era și un om deosebit de inteligent, bun, foarte bun orator. A acționat atât la nivel național cât și la nivel local, fiind aproape tot timpul președinte al Organizației Județene a PNC-ului. A fost președinte al Camerei Agricole și alte activități care nu pot fi enumerate. În 1940 părăsește PNC și îl urmează pe Vardea. Au fost disensiuni și atunci în cadrul PNC-ului, nu? În Partidul Frontul Românesc. N-am vorbit nimeni despre dictatura regală, care i-a afectat pe toți, dar n-am avut când. Da. După ce Partidul Comunist ia întreaga putere, el este rugat să colaboreze cu regimul comunist și refuză, e catalogat ca dușman al poporului, arestat de securitatea din Sibiu și tot în aceeași noapte, 15-6, mai departe, e încarcerat mai întâi pentru 2 ani la Sighet și tot la Sighet și moare. Vedeți o poză a lui în timpul închisorii de la Sighet. Nu? Este înhumat tot așa în cimitirul săracilor din Sighet, nu? Și după ce a fost încarcerat, el, de fapt, murise. Și pedeapsa lui fusese majorată cu încă 5 ani pedeapsă închisoare corecțională. Da. Cu micist este memoria, nu? A fost declarat post-mortem cetățean de onoare al orașului Răștire, școala generală îi poartă numele, dar el este unul dintre cei care n-au fost reabilitați. Iuliu Maniu a fost reabilitat. Și nu numai Iuliu Maniu, și alții. El nu a fost reabilitat. El este încă dușman al poporului. Și Lepădatul a fost reabilitat mai departe. Da. Altul este Zenovie Păclișanu, din județul Alba. El este, a fost teolog greco-catolic, nu? Și istoric, un istoric foarte bun, nu numai teolog. Tot așa a făcut cursurile primare, gimnaziale, liceu, evident, în engleză, în, dar de fapt a făcut studii teologice la Blaj și apoi la Viena. Este profesor la seminarul teologic la Blaj și apoi profesor la Academia Teologică. El a fost, ca și ceilalți, nu toți, membru al Academiei Române, membru corespondent. A îndeplinit foarte multe funcții, vedeți acolo, directorul al Arhivelor Statelor la Cluj, consilier în ministerul și așa mai departe.
Și el a fost membru în delegația română a Conferința de Pace, dar după al doilea război mondial. Mai departe. De fapt, el a fost închis, Zenovie, pentru că s-au făcut presiune asupra lui să treacă la ortodoxie. El n-a vrut și a fost închis ca numeroși ierarhi greco-catolici. De asemenea, a fost încarcerat odată cu ceilalți, da? Nu, mult mai înainte. În 49 a fost încarcerat, în 6 decembrie, a fost dus la închisoarea Jelava, apoi dus la Sighet cu ceilalți preoți. El a fost condamnat în primă instanță la 6 ani, în 53 a fost eliberat și în 56 din nou a fost arestat, nu? I s-a făcut dosar, a închetat și mai departe, pentru legături cu străinătatea și a primit o condamnare mult mai mare. Vedeți, scrie acolo 12 ani temniță grea și 8 ani închisoare corecțională, deci 20 de ani. A fost de asemenea încarcerat, așa cum am spus, la Sighet, nu? Și acolo a și murit. Dar a făcut și recurs și recursul a venit deja după 15 săptămâni, vedeți, spune, după moartea sa. Nu? 26-10-57 a înaintat recursul, el a murit repede, la 5 zile după recurs și la securitate e înregistrat mult mai târziu. Deci, nu știu cum sunt actele alea. Mergem mai departe. Ion Făieraș. Ion Făieraș este socialist. Tot foarte puțin, nu știu cum să spun, dar foarte puțin. Ion Făieraș s-a născut într-o familie de oameni foarte săraci, foarte săraci, nu? Tot din județul Arad. A făcut școala primară, după aceea tatăl, neavând posibilități materiale, îl dă ucenic la un rotar, un rotar în Pâncuta. Face, iese cu meseria de rotar, dă un examen, să zicem așa, un atestat, el se poate angaja ca rotar, se angajează în Arad. După aceea e atras de doctrina social-democrată. În 1901 ia contact cu Partidul Socialist Democrat, PSD-ul, și odată intrat, vedeți, spune acolo, nu-l va părăsi niciodată până la moarte. El se încadrează deja și are diverse funcții de conducere în Partidul Social Democrat, colaborează la ziarul Adevărul, care apărea la Budapesta, candidează din partea Partidului Național Român la alegeri și pierde alegerile, deci el nu va face parte din acum, din 1905, din Parlamentul Ungar, mai departe. În 1906 e ales în Comitetul Central al Partidului Social Democrat din Ungaria, de-aia scrie U acolo, este în continuare redactor al ziarului Adevărul, nu? Este mobilizat în primul război mondial ca muncitor în fabrică de avioane din o insulă din Budapesta, insula Cepel. Acolo lucrează, nu? Împreună cu dar continuă activitatea politică împreună cu Jumanca. Da, reeditează ziarul Adevărul, nu? Până vedeți la 1 octombrie 1918. La începutul lui octombrie se întoarce în România, vine în România, pentru că deja se pregătea unirea. El are sarcina să-i contacteze pe cei de la Partidul Național Român, să constituie un comandament unic format din 12 oameni, 6 de la PSD, 6 de la Partidul Național Român, îl formează, vine în țară și formează la Alba Iulia Consiliul Național Român Central, nu? Format, așa cum am spus, din 12 membri. Aici are o activitate foarte intensă, nu? Devine membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei și al Banatului, ca șef al resortului de ocrotiri sociale și igienă. De asemenea, este ales secretar general al PSD și mai departe. Mergeți mai departe.
continuă activitatea publicistică în ziarele lor, socialdemocrate, dar ceea ce e mai interesant, și aici o să insist, se face unirea, ei se declară, toți socialiștii din Ungaria se declară de acord cu unirea, chiar dacă era împotriva Moscovei. Ei se declară pentru unire, toți, inclusiv el. Dar ce s-a întâmplat? În 1929 este delegat din partea socialistelor români la Moscova ca să discute afilierea, dacă Partidului Social Democrat, la Internaționala a treia, nu? Și a participat la lucrările Congresului al doilea. Și aici s-a întâmplat ceva, dacă vreți, urât. Buharin îl întâmpină, nu îl lasă să vorbească, îi spune că el este membru al guvernului pe care nu l-a acceptat rușii, pentru că a fost în guvernul român. Îl atacă că prin activitatea lui nu știu ce afectează internaționalul și așa mai departe și îl dă afară din ședință. După aceea, acel congres stabilește un număr de 12 puncte împotriva Partidului Social Democrat din România. Merge mai departe. El vine în țară, spune despre ce e vorba, evident că și-au menținut direcția, nu s-au abătut cu nimic de la direcție și bineînțeles că ei au hotărât să-i dea afară și pe el și pe Jumanca și pe Grigoroviți, să-i dea afară din partid. Era vorba de constituirea Partidului Comunist Român din 1921. S-a constituit, ei au refuzat să unească cu Partidul Comunist și au rămas în continuare Partidul Social Democrat. Cauza principală, dacă motivația principală a fost că Partidul Comunist este subordonat Moscovei și ei vor să facă socialdemocrație independentă, românescă. Nu? Bineînțeles că asta l-a afectat. În al doilea război mondial, el s-a mutat în București pentru că avea atribuții în guvern. Nu? S-a mutat în București, în al doilea război mondial e în București, lucrează cu soția sa, avea un atelier, vedeți, scrie acolo de tâmplărie, chiar în București, și în acest atelier a acceptat să gândească, să întâlnească niște membri ai organizației Tinerimea Liberală, a lui Mircea Ștefanovici. Ce erau ăștia? Erau, de fapt, studenți la Politehnică, care se întâlneau, nu? Și luptau, studenții de la Politehnică aveau tot orientare de stânga. Dar ei luptau, militau pentru drepturi, pentru libertatea presiei și împotriva rușilor. În 45 ăștia au fost arestați, dar evident că a fost arestat și el. De ce? Că i-a găzduit. Se întâlneau în atelierul lui, nu? Și mai mult i-au pus în cârcă și faptul că împrăștia niște manifeste și mai departe. Și l-au băgat la închisoare, însă după 3 luni i-au dat drumul. Participă la reorganizarea PSD alături de Titel Petrescu și așa mai departe, nu acceptă colaborarea cu PCR-ul din motivul care l-am spus, nu? Nu dorea alvierea la Moscova. Mai departe, el are și niște cuvântări foarte acide. Vedeți, nu pot colabora niciodată cu un guvern supus de ocupația bolșevică. Nu pot schimba o dictatură cu o altă dictatură. Iartă-mă, de ce? Când a spus asta? Păi el a fost rugat în guvernul din 46, a fost rugat să facă parte din guvern, fiind social-democrat. Și el a spus, nu vreau, nu pot, argumentând așa. După aia a fost dat afară din partid cu Titel Petrescu și așa mai departe. Nu intrăm în detalii că nu avem timp. În 1948 este arestat din nou, judecat și condamnat la 15 ani închisoare pentru crima de tădare. Evident că a ajuns și el la Sighet, nu? Și la Sighet și după aia la Gherla. La Gherla și la Gherla a murit. La Gherla, după cum poate știți, a fost reeducări. De la Pitești s-au mutat la Gherla. În 53, când a murit el, acolo spune, nu, 53 a murit, 54 alții. În 53,
nu mai era experimentul Pitești, dar torționarii erau. Și ăștia acționau la comandă. Acționau la... Și el a fost omorât de Constantin Juberian, cunoscut ca torționar, nu? Și Ștefan Rec, care după aia, în procesul torționalor, unul din ei a fost omorât, altul a primit 12 ani, vedeți. Mai departe, deci, el era socialist, Jumanca, tot socialist, și tot din aceea zonă, din județul Timiș. Numai că ăsta era ziarist, deci avea studii, nu era că ăla muncitor simplu, da? Tot așa a fost atras de ideile social-democrate, nu? S-a înscris în Partidul Socialist Social-Democrat din Ungaria în 1903, care s-a transformat în Partidul Social-Democrat în Transilvania și Banat, nu? Pentru ce milita el în articole care le scria? El a ținut neapărat să formeze organizații românești ale Partidului Social-Democrat. A refuzat să o facă împreună cu maghiarii. Motivul fiind, l-am scris și acolo. El avea impresia, dar nu numai el, și toți românii, că dacă intrau într-un partid, să zicem, social-democrat comun cu ungurii, mergeau spre deznaționalizare. Și atunci ei au hotărât să facă partid social-democrat special al românilor, în care să vorbească românește și în care să promoveze spiritul național român. Că asta au făcut, acest social-democrații. Da. Mai departe. Evident că participă și el în primul război mondial, apoi ia legătura cu, ca și fluieraș, ia legătura cu cei din Transilvania și formează acel Consiliul celor 12, face și el parte din Consiliul celor 12, participă la Marea Adunare de la Alba Iulia, nu? Cu o funcție, cu o atribuție foarte importantă din partea social-democraților. Vedeți că spune acolo că au fost prezente 150 de delegați. Nu membri, delegați. Membrii au fost mult mai mulți. Și au ce spune acolo. A afirmat clar că social-democrații români nu sunt adepți sunt adepți ai dreptății sociale, dar în primul rând îl doresc un stat național întregit, după realizarea căruia vom urmări și reforme democratice largi. Deci pentru ei primul scop era unificarea și după aceea drepturi sociale. Evident că și el a avut de suferit, nu a avut de asemenea și funcții în partid și funcții parlamentare, s-a luptat pentru unificarea mișcării socialiste. N-am intrat aici în detalii, că sunt multe. S-a format o federație socială, democrat socială și așa mai departe. N-am spus nimic despre atitudinea față lui de dictatura regală, pe care n-a acceptat-o. Nici pe lui Antonescu n-a acceptat-o. Dar, deși socialist fiind, ei au fost, dacă vreți, naționaliști. Și a luptat pentru integrarea, ca și Bocu, pentru integrarea, să zicem, a Banatului în România. De asemenea, a fost și el în delegația de la Paris pentru definitivarea juridică a Unirii, nu? Dar, așa cum am spus, a fost și el, el n-a fost la Moscova, a fost numai fluieraș, dar el a fost în tabăra lui fluieraș. Merge mai departe, nu pot să spun tot. S-au unit, s-au despărțit și așa mai departe. N-a fost de acord cu dictatura regală, așa cum v-a spus, n-a fost de acord cu dictatul de la Viena și cu ultimatumul sovietic, chiar a manifestat împotriva lor ca și alții. Mai departe, a încercat să, după ce s-a unit PSD-ul cu Partidul Comunist și a dat Partidul Muncitorist Român, ei au refuzat și au intrat în PSD-ul lui Titel Petrescu. S-a încercat, s-a făcut presiune asupra lui totuși să accepte, el n-a acceptat și atunci evident că avea, i se pusese, dacă vezi, ștampila. El a locuit foarte mult timp în București, de fapt în perioada arestării era în București, nu? Au fost arestați
mai întâi în 1948, de autoritățile comuniste, și de asemenea ucis, n-a mai apucat să facă altă, nici măcar n-a fost judecat, a fost ucis tot la Gherla, dar când procesul reeducărilor era întâi, pe 26 iunie 49. Apoi a fost chipurile transportate la Văcărești, ca să spună că n-a murit acolo, dar de fapt el a murit acolo. Mai departe, alt social-democrat, Gheorghe Grigorovici, ăsta este din Ucraina. S-a născut la Storojineț, actuala regiune Cernăuz, în Ucraina. Era dintr-o familie, vedeți, cu mulți copii, al 12-lea din cei 13, era fiul de învățător. Frații lui, unii dintre ei au făcut mare carieră intelectuală, nu? A făcut școala primară, liceu de băieți din Redăuți, în limba română, și apoi studiile superioare la Universitatea de Medicină din Viena. Ca student a fost atras de ideile social-democrate, s-a impus, dacă vreți, în munca asta, așa fel încât a devenit membru al partidului și partidul i-a spus să organizeze social-democrația în zona lui, adică zona Bucovinei. El a venit în Bucovina și a renunțat la studiile medicale, s-a dedicat total activității politice. În Cernăuț se căsătorește cu Tatiana Pisterman, era evreică. Evreică, dar o teoreticiană a social-democrației. Deci, și cu ea a făcut, dacă vreți, carieră. Nu? Tatiana Pisterman, soția lui evreică, a fost foarte apropiată de români, așa spun documentele. După ce se căsătorește, el devine redactor la un ziar în limba germană, al social-democraților, apoi dezvoltă el ziare în limba română, cum este Lupta. Nu? Este secretar, vedeți, al PSD român, nu? Și al Uniunii Generale a Sindicatelor. Mai departe, se înrolește, se face și el parte din în alegerile pentru Parlamentul din Budapesta și chiar este ales. Nu? Este primul deputat social-democrat în Parlamentul de la Budapesta. Și la fel ca și ceilalți despre care am vorbit, pune problema drepturilor românilor din Austro-Ungaria. După aceea, el este ales din nou în 1911 în Parlamentul austriac. De fapt, el a participat în Parlamentul austriac. După aceea vine în România și ce spune el, deși era social-democrat, era vorba de tot așa internațional a doua, să realizease unirea, el participase la unirea pentru Bucovina și ce spune despre activitatea rusă. Atât Rusia cât și Austria și-au înfipt adânc ghearele lor în carnea națiunii române, răpind Basarabia și Bucovina, iar românii din Transnistria au fost dați pradă oligarhiei maghiare. Asta o spunea un social-democrat, nu un țărănist sau liberal, sau social-democrat. Evident că a avut mai multe discursuri în Parlamentul din Viena pe aceeași temă și au ce spune în 1918, înainte de unire, că el era încă parlamentar acolo, vedeți, 22 octombrie. Niciun român nu va renunța vreodată la tendința de a reuni poporul român. Unirea românilor este un ideal și un țel pe care românii îl vor urmări totdeauna, oricând și în toate împrejurările, indiferent care va fi constelația lor viitoare, indiferent cum va evolua soarta lor. Repet, și ăsta era social-democrat și spunea asta în Parlamentul de la Viena. Mai departe, tot așa participă, el este ales președintele Partidului Social-Democrat. Iese, nu este de acord cu dictatura regală și nici cu cea antoneștiană, nu este de acord cu unirea, contopirea în Partidului Comunist, nici cu cea din 48 cu formarea Partidului Muncitoresc și așa mai departe. Iau ce spune despre ruși.
că este bolșevismul inconștienților. Democrația este unicul drum spre socialism. Deci el se declara clar împotriva bolșevicilor. Mai departe, continuă activitatea, e descris acolo, n-am cum să o fac toată, v-am spus că dictatura regală n-a fost de acord cu ea, mai departe. El ocupă diverse funcții după unire în guvernul român, nu? Dar rămâne în Partidul Social Democrat, nu? De asemenea și în Parlament, a obținut diverse mandate, dar pentru că erau diverse disensiuni în Partidul Social Democrat, nu? El a fost dat afară, după aia a cerut să fie primit, mă rog, nu intrăm în detalii. În 48 are loc Congresul de Unificare a PSD cu PCR, așa cum v-am spus, ca să dea Partidul Muncitorii Român, el se opune și este arestat. Este catalogat drept tădător al clasei muncitoare, arestat în 31 iunie 1949, încarcerat ca și ceilalți fără proces și moare în 1950 la Văcărești. Vedeți, scrie acolo la 18-10 iulie, tot în condiții cam neelucidate. Mai departe, Ion Rășcanu, mai sunt doi, îmi pare rău, dar n-am cum. Ion Rășcanu este general. El este, de fapt, tot din Basarabia. Când s-a cedat Basarabia după războiul de independență, de fapt nu s-a cedat, s-a luat cu forța atunci. S-a luat cu forța de Imperiul Țarist. El a fost, de fapt, vine dintr-o familie de boieri, în zona de sud, la Cahul, în zona de sud, Buceagu, Basarabiei. După intrarea în componența Imperiului Țarist, familia lui se retrage în țară, nu, la Vaslui, și lucrează părinții lui ca profesori la o școală din municipiu. Face școala primară și după aia școli militare. Numai școli militare a făcut, acolo sunt descrise. Parcurge toate treptele militare, ajunge până la ultima treaptă de general de corp de armată, în 42. Evident că și el este implicat în major în unire, inclusiv în campania din Basarabia, nu intrăm în detalii. A primit diverse funcții, nu? Și de profesor, vedeți acolo, la școli militare, apoi și în guvern, nu? A fost chiar ministru, secretar general al ministerului și ministru. Ministru în mai multe legislaturi. Mai departe, ce e de remarcat la el? Trei lucruri foarte importante. El face, dacă vedeți acolo, instrucțiuni pentru funcționarea serviciului sanitar al aeronauticii militare. El introduce serviciul militar, sanitar, militar, în aeronautica română. Era a patra țară din lume care făcea acest lucru. Face un decret, nu un decret, că n-avea dreptul, o inițiativă legislativă, nu? Și este aprobat acest lucru. Alt lucru pe care îl face. Legea pentru organizarea clerului militar introduce legal, nu, preoții în armată. Tot printr-un act normativ și este făcut tot la inițiativa lui. Formarea corpului preoțesc militar activ. Și încă o chestiune, el scoate prima revistă militară. Prima revistă militară din România. Acestea, dacă vreți, sunt cele prime principale lui realizări. Evident că el după aceea se retrage în armată, vedeți, funcții, ministru de război și mai departe, merge mai departe. Nu, lăsați aici că nu e. E implicat în actul Unirii, nu? Și de asemenea, el a fost, dacă vreți, și primar al Bucureștiului. A fost primar, dați mai departe. A, nu. Mai înainte era, am sărit una. El a fost, a deprinit diferite funcții, inclusiv primar al Bucureștiului a fost, Rășcanu. A fost și primar la Vaslui, a fost și membru în guvern și așa mai departe. Și a făcut lucruri bune, după cât se spune, în Vaslui. Da, și el a fost arestat în 1950, încarcerat la Sighet și a decedat
în 52, la 25 februarie, spune, avea 78 ani. Și ultimul, îmi pare rău că asta e, este un saș, un nemț. Se cheamă Rudolf Branch, nici nu știu cum se pronunță. El e născut la Sibiu, într-o familie de pastor, dacă vreți, și el a continuat tradiția familiei, pentru că a făcut studii teologice și filozofice la universitățile din Germania și la Cluj ultima dată. Marburg, Karlsruhe, Berlin, Jena și așa mai departe. A fost profesor de liceu, director apoi la o școală, vedeți acolo, Volșule, din Sibiu, nu? Și la 30 de ani a intrat în politică. Mai întâi a intrat în politică în organizații naționaliste, vedeți, scrie acolo, antisemite. După aceea a revocat, dacă vreți, n-a mai fost de acord cu asta. În 1918 a lucrat la documentul de la Mediaș, prin care sașii au fost de acord să unească, germanii din Transilvania au fost de acord să unească cu România. El este unul din autorii principali ai acestui act. A fost și a înființat Asociația Germanilor din România, care după aia s-a ocupat de grupul, a dezvoltat grupul etnic german din România, nu? Din Transilvania, care erau zonele Transilvaniei, Banatului, Sătmarului și așa mai departe. Fiind în relații de prietenie, el a fost foarte apropiat de români. De-aia și decretat unirea cu România. Fiind în relații bune cu personalitățile românești, el a primit și o funcție în guvern, în guvernul lui Iorga, nu? Subsecretar de stat, care pentru nemți a fost cel mai înalt grad atunci. Da. A condus mai multe școli și așa mai departe. A avut o operă jurnalistică deosebită, practic e istorie ce a scris el, gata, s-a dus și unde trebuia să mă duc, da? Vedeți că scrie acolo că e o adevărată sursă istorică. Și a publicat în multe reviste și așa mai departe. Deși s-a opus politicii naziste, el a fost considerat că a făcut parte din guvernul interbelic, dintr-unul din guvernele interbelice și a fost arestat în 1948 și a murit în închisoarea Băcărești în 1953. Regimul Ceaușescu, vedeți că scrie acolo, regimul Ceaușescu l-a reabilitat ca nefăcând politica fascismului, ca fiind un oponent al fascismului.